Trăind pentru alții. În Matei, capitolul 20, cu versetul 28, găsim scris: pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Nu trebuie să trăim pentru noi înșine. Hristos a venit în această lume ca să trăiască pentru alții, nu pentru a fi slujit, ci pentru a sluji. Dacă te străduiești să trăiești cum a trăit el, vei spune lumii: iată omul calvarului. Prin învățătură și exemplu, vei conduce pe alții pe calea dreptății. Păcatul care este îngăduit în cea mai mare măsură și care ne separă de Dumnezeu, producând atâtea tulburări spirituale contagioase, este egoismul. Nu poate exista întoarcere la Domnul decât prin lepădare de sine. Prin noi înșine nu putem face nimic. Întărindu-ne însă prin Dumnezeu, putem trăi pentru a face bine altora și în acest fel să evităm răul egoismului. Nu trebuie să mergem în țări păgâne pentru a ne manifesta dorința de a dedica totul lui Dumnezeu printr-o viață utilă, neegoistă. Ar trebui să facem aceasta în cercul de acasă, în biserică, printre cei cu care ne asociem și cu care facem afaceri. Sinele trebuie respins și ținut în stăpânire chiar și în cursul obișnuit al vieții. Pavel a putut să spună: eu mor în fiecare zi, 1 Corinteni 15:31. Moartea zilnică a sinelui în micile întâmplări ale vieții este cea care ne face biruitori. Să uităm de sine, dorind să facem bine altora. Mulți au o lipsă hotărâtă de dragoste pentru alții. În loc să-și îndeplinească cu fidelitate datoria, ei caută mai degrabă propria lor plăcere. Dumnezeu poruncește în mod categoric tuturor discipolilor săi că datoria lor este să îi binecuvinteze pe alții cu influența și mijloacele lor. Făcând asta pentru alții, vor simți o satisfacție plăcută, o pace interioară, care va fi în sine o răsplată suficientă. Când sunt îndemnați de dorința înaltă și nobilă de a face bine celorlalți, vor găsi adevărata fericire în îndeplinirea credincioasă a multiplelor îndatoriri ale vieții. Aceasta va aduce mai mult decât o răsplată pământească, deoarece fiecare îndeplinire credincioasă și neegoistă a datoriei este notată de îngeri și strălucește în istoricul vieții. În cer, nimeni nu se va gândi la sine, nici nu va căuta propria plăcere, ci toți, din iubire pură, autentică, vor căuta fericirea ființelor cerești din jur. Dacă dorim să ne bucurăm de societatea cerească, pe pământul nou creat, trebuie să fim guvernați de principii cerești aici. Părinte Ceresc, te rog, învață-mă să știu cum trebuie să trăiesc pentru alții. Învață-mă să știu cum să-mi prețuiesc familia, biserica. Învață-mă să fiu darnică și tot ceea ce fac, să fac ca ceilalți să te vadă pe tine, lucrând în mine. Îți mulțumesc pentru Duhul Sfânt pe care tu mi-l dai din plin. Îți mulțumesc și pentru biruința de astăzi, pentru că știu că nu mă lași singur și mergi cu mine. Fii slăvit și lăudat. Amin.